toată învățătura de credința bisericii se află descrisă în icoană. Nu punem noi pictorii. Știți, nu am aici între culorile mele un căpăcel în care țin un pic de sfințenie sau de duc sfânt pe care îl mestec în culori și pun sfințenia. Persoana vine cu întregul ipostasul ei, respectiv și cu sfințenia. Noi nu adăugăm sfințenie la lucrare, noi pictăm portretul. Dar pictând portretul și asemănarea fizică a celui reprezentat, aducem prezența lui în îndeplinătatea ei. Iconarii Notopeni a pornit în primăvara anului acesta la o inițiativă a domnului Ioan Popa, pictor și locuitor al orașului Otopeni. Și mi se pare important de subliniat faptul că într-o comunitate mică, într-un mic orășel, aflat lângă un mare oraș în care totul se diluează și nimic nu ajunge de fapt la toată lumea, a existat această inițiativă de a face o întâlnire deschisă, de a vedea cum se naște o icoană și de a lucra pe viu, cum s-ar spune. Prin profesorul Georgios Cordis de la Universitatea din Atena, care a adunat în jurul domniei sale un grup de iconari tineri, în general universitari, deci formatori de spirite tinere, și care a oferit acest prilej. Deci, în primul rând, profesorul Cordis a pictat de față cu publicul o icoană explicând toate etapele și apoi a adus din tot spațiul ortodox, dacă doriți, acest tip de raportare a iconarului către public. Da, această provocare de a picta în public, încercăm să ne asumăm și să o prezentăm ca o mărturisire, ca o misiune pe care o facem în mijlocul oamenilor, la fel cum un preot propovăduiește sau prin intermediul cuvântului transmitem mesaje, același lucru îl comunicăm prin actul pictării. Evident, există o intimitate și o pregătire, o atmosferă în care trebuie să faci această icoană, însă lucrurile trebuie depășite și la intervale, sperăm cât mai dese, cu astfel de evenimente, să putem afirma și icoana de bună calitate și icoana mărturisitoare și temele inedite pe care ea le poate oferi celorlalți. Și acum revin rapid la icoanele voastre. Și la cele pe care le-ați văzut și voi, cei care au vizitat mic așa expoziția ad hoc, de până acum, va fi mâine expoziția, vernisajul expoziției, ați spus că multe dintre ele reprezintă martiraje. Tema e tema Sfinților Români. Mulți dintre ei au fost martiri. În această direcție vreau să vă arunc o provocare vouă iconarilor, într-un fel, și să vă spun că chiar dacă nu sunteți conștienți, chiar dacă nu o faceți explicit, chiar dacă nu v-ați gândit neapărat la asta, în fond, a crea icoană, a reproduce imagine iconică, vă înscrie într-o bătălie politică. Mi-am propus să le spun câteva lucruri despre felul în care statutul icoanei a evoluat în tradiția ortodoxă, felul în care icoana, la începuturi, presupunea și transfigura de multe ori și un act politic, cum după aceea a devenit o emblemă a Bizanțului și a identității creștine și cum după aceea, după căderea Bizanțului în lumea, după naționalizarea bisericilor ortodoxe, cum icoana în general a reușit să configureze într-un fel sau altul identitatea religioasă. Nu se știe ce face un arhitect. Nu se știe ce rol are arhitectul și cu ce se mănâncă meseria asta. Se crede prea adesea că este un constructor, se crede prea adesea că este un inginer. Suprema apreciere pe care poți să o primești de pe un șantier, de la un constructor, este să trăiți de un inginer. Cum facem de un inginer aici? E lăudabil că se construiește mult, e lăudabil că se depun multe eforturi și încercări de a face rost de bani pentru a zidi,
nu întotdeauna cele mai bune intenții sunt și cele mai fructoase și bune urme lăsate în zidirea bisericilor. Cred că ar trebui o ierarhie și o abținere de la construi, nu contează ce, nu contează cum. Cred că ar trebui să fie comisii de specialiști mai pricepute în a discerne calitatea unor obiecte de arhitectură, de asemenea și de a se raporta la locurile unde urmează să fie făcute. Dar apreciez că se face. Contează măsura cu care se face ceva și scara la care se face ceva. Fiindcă nu cred că poți să fii autist, să nu ții cont de nevoia unor oameni sau de banii unor oameni care cotizează la ridicarea unei biserici. Nu trebuie să se piardă măsura lucrurilor. Atât muzica, cât și icoana, cât și arhitectura, cât și tot ceea ce e implicat în acest proces al spațiului sacru, nu sunt realități de sine stătătoare, ci sunt, ele intervin în relația omului cu Dumnezeu. Asta e ceea ce definește. Revine mie sarcina să concluzionez, deși întotdeauna concluziile trebuie să deschidă pe mai departe. Bună seara, vă mulțumim frumos că ați venit într-un număr atât de mare, domnule consilier, doamnă Mădălina Mirea, curatorul acestui eveniment. Și mă uitam cu multă bucurie că, de fapt, s-a constituit un cerc care se închide cu dumneavoastră, vizitatorii evenimentului, ceea ce e foarte important. Suntem cu toții parte a acestui eveniment, în egală măsură cei care au susținut atelierul timp de 4 zile aici, cei care au susținut conferințele aseară și cei care sunteți astăzi printre noi, cu atât mai mult cei care vor fi de mâine încolo. Evenimentul va rămâne deschis până în luna decembrie și va fi dublat de o publicație pe care sperăm să o putem duce la bun sfârșit.